La Păulești, în Prahova, o familie a înființat o microfermă de prepelițe în care cresc aproximativ 300 de păsări. Nu o consideră o afacere pentru că prepelițele sunt crescute pentru consum propriu și pentru câțiva prieteni. Soții au simțit însă că poate deveni o îndeletnicire profitabilă, mai ales că toată lumea vrea să mănânce sănătos și ecologic. Eu am observat că sunt mult mai hrănitoare decât un ou de găină. Am folosit ouăle de prepeliță atât în cure de tratament, pentru diferite afecțiuni, așa, cât și ca ou obișnuit, ou în bucătărie. În incinta în care sunt crescute micuțele păsări, parcă ești în farmacie. Totul trebuie menținut curat și doar cei doi soți au acces în interior, și asta pentru că prepelițele sunt foarte sensibile. Avem o cameră specială pentru prepelițe. Cameră care este ventilată, în care se monitorizează temperatura, umiditatea. Accesul este restricționat în camera asta, nu intrăm decât eu și soția. Calitățile cărnii și ouălor de prepeliță sunt cunoscute deja. Oul de prepeliță este un medicament extraordinar care poate vindeca afecțiuni ale inimii, ale stomacului sau ale sistemului circulator. Prepelițele crescute de soțiene sunt hrănite exclusiv ecologic. Carnea de prepeliță este o carne considerată vânată, este fără colesterol. Da? Noi o hrănim ecologic, cu grâu, porumb, floarea soarelui, soia, calciu. Ouăle care rezultă de la ele sunt ecologice. Avem și buletin de analiză de la Direcția Sanitară Veterinară. Carnea de prepeliță este una dintre cele mai fine și apreciate în gastronomie. Conținutul scăzut în grăsimi și colesterol fac din aceasta o alternativă dietetică și curativă pentru cei suferinți de obezitate sau diabet. Are gust de vânat. Gust de vânat și consistență de vânat. Și un gust deosebit. Se prepară greu? Nu se prepară greu, doar că trebuie ținută un pic mai mult la gătit decât carnea de cumpărat. Este o carne de vânat. În crescătorii, prepelițele se vând cu 8 lei bucata, la fel și un carton cu 24 de ouă de prepeliță.